Un argeșean are de la părinți și bunici o moștenire prețioasă. Respectul și dragostea pentru animale. Așa se face că a sporit de la an la an această avuție. Iar acum se mândrește cu o fermă de toată frumusețea. Pe lângă aceasta, mai are în proprietate și terenuri pe care le folosește atât pentru pășunat, cât pentru și a-și asigura stocuri de fân și de cereale. Să urmărim un material din categoria Dacă vrei, poți! În zootehnie, pentru a avea continuitate, este nevoie înainte de toate de un bun management în gestionarea piedicilor care se ivesc la tot pasul. În primul rând, dacă am apucat să luăm munți în concesiune și avem încrederea celor care îți dă munți în concesiune, avem continuitate. Automat și oamenii știu ce au de făcut. Și noi, ca fermieri, care să țin de treabă, că sunt și care nu mai pot, pentru că sunt foarte multe cerințe. Forță de muncă nu prea găsești. Eu am 2-3 băieți, care și ei au 2-3 vaci, au și ei 10 oi și pe perioada de vară vin și au grijă de ale lor și au grijă și de ale mele. Își ia și ei produsul, nu plătește, dacă le-ar da la cineva în întreținere, el și le păzește singur, mă ajută și pe mine, și eu pe el, astfel nici nu plătim. Odată depășite problemele, apare încrederea și hotărârea fermierului de a merge înainte. În satul Argeșean, în Juguri, creșterea animalelor nu mai este de mult ocupația de bază a locuitorilor, așa cum era în trecut. Există totuși un om care se încăpățânează să ducă mai departe această tradiție și are chiar o fermă frumoasă. Ca orice fermier care se respectă, Constantin Dăncilă s-a ambiționat să dezvolte ferma de la an la an. În gospodărie aveam 5-6 animale. Astea din tată în fiu, cu astea m-am născut, cu astea am crescut, cu astea... Ei, încet, încet am început să-mi placă cât mai mult, mai ales după ce am ieșit la pensie, am terminat cu serviciu. Cu mineritul? Da. A trebuit neapărat să-mi ocup timpul. Nu puteam sta degeaba. Așa, din 2-3, aia mai bună de lapte, hai să mai țin una, hai să mai țin două, hai să mai țin trei, până a crescut și copilul mare, băiatul, se ocupă și el. Deocamdată sunt la mine, dar îi trec și lui, că nu am cum să nu-i rezerv și lui o parte din ele. Poate să trăiască decent un crescător de animale doar din această activitate? Poate să trăiască dacă muncește, dacă se scoală de la ora 5 și să-l lea somnul pe la 11-12, după ce termină tot ciclul care este, perioada de seară, după mulsul, închegatul, fiert zărul să facă urda, la 11-11. Dacă se ține de programul ăsta, poate să facă ceva, dacă nu, și dacă îi place, bineînțeles. Pe lângă vacile de lapte, în ferma sa mai crește și o frumoasă turmă de oi, care pe perioada verii pășunează în munții luați din vreme în concesiune, dar are și niște câini ciobănești pe care se bazează dacă sălbăticiunile ar da iama prin ferma sa.